de la întâlnirea cu fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu la rațiunea zilei acum, Cătălin Striblea. Bine ai venit, Cătălin! Salutare tuturor, bine v-am regăsit! Din nou live și pe Facebook, pe pagina Radio Europa FM. Am văzut că au stârnit foarte multe reacții în România în direct de astăzi, atât prin foarte multele telefoane pe care le-ai avut, dar și pe Facebook. Da, și foarte multe vizualizări pe Facebook. Vă mulțumim și arată că este un subiect interesant și important pentru foarte multă lume. Și ce mi-a plăcut mie tare mult este că lumea a ieșit din musai controversa politică care astăzi ne înconjoară și s-a referit la chestiunile pe care de fapt le vedem zi de zi cu zi, la chestiunile importante pentru viața noastră. Căci faptul că domnul Voiculescu se ceartă cu domnul Câțu sau că această coaliție are de împărțit ceva în chestiunea asta nu este realmente esențial pentru fiecare dintre noi. Dar când pășim într-un spital, când vrem să fim tratați în mod corect, când vrem să fie de toate în spitalul respectiv, când concursurile sunt mai bine sau mai prost organizate sau alte lucruri pe care le-am auzit de la concetățenii noștri, astea sunt importante și aici lumea așteaptă un răspuns. Da? Și în funcție de acest lucru... Și un ajutor de la vârf. Și un ajutor de la vârf. Pentru a se schimba lucrurile de care ne lovim în fiecare zi, dacă avem nevoie să mergem într-un spital de stat, mai ales, sau... Evident, da, da, da. Și îmi place că v-ați adresat tuturor chestiunilor, nu neapărat celor care fac agenda politică. Despre asta o să vă zic eu două vorbe acum. Da, pentru că suntem foarte curioși dacă vor fi ceva ecouri la ședința care ne spuneai tu mai devreme, ședința coaliției, va începe la ora 17, discutăm imediat. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Adevărul este că nu putem spune sau nu putem prezice sau face o previziune în totalitate corectă asupra acestei ședințe sau urmărilor sale, dar putem spune în felul următor, din datele adunate în acest moment, este că cele două partide, cele două formațiuni, PNL și Alianța USR Plus, își mențin hotărârea de fiecare luată anterior. USR Plus nu îl susține pe domnul Câțu, iar PNL tocmai și-a remanifestat sprijinul față de domnul Câțu într-o întrunire de partid. Așadar, se pleacă de la poziții diametral opuse. PNL nu va accepta o schimbare a premierului. Oricum, asta mi se pare foarte clar și aici sunt o grămadă de probleme și pentru USR dacă va duce la căderea propriului guvern. Și atunci probabil că se va negocia un acord de compromis. Care să fie acel compromis major, nu-l cunoaștem în momentul acesta. E posibil ca USR Plus să ceară, nu știu, ceva realmente pe care PNL nu-l vrea, cum ar fi alegeri în două tururi sau o chestiune de genul ăsta. Să zicem, da, un exemplu, da, e posibil să se fi studiat mai multe posibilități. De asemenea, am văzut că Vlad Voiculescu deschide aici o ușă în emisiunea care tocmai s-a terminat, iar ușa aceasta este legată de prenumirea sa într-o funcție la minister. Vrei adică să reascultăm momentul? Există momentul, da, sigur, l-avem, da. Suntem una dintre puținele țări unde există aceste contracte pe viață. Ați propune o astfel de schimbare? Dar nu numai dacă aș reveni, o să o propun oricum. Și USR Plus, prin noul ministru, că o să fiu eu sau altul, cu siguranță asta trebuie să facă. O secundă, cum o să fiți dumneavoastră noul ministru? Da, eu n-am văzut încă argumente pentru care această variantă să fie complet scoasă de pe masă. Adică astăzi, la negocieri, coaliția se duce cu numele dumneavoastră? Asta e treaba coaliției. Crezi că e posibil așa ceva? În politică e posibil orice, adică, na, adică vorba unui fost politician, fiecare politician înghite o broască. Acum ar fi rândul domnului Câțu să facă treaba asta, nu știu, mi-e greu să cred, ar putea să arate ridicol, dar nu e imposibil, nu? Ar fi ridicol pentru liberali, în sensul ăsta. Și să plece domnul Câțu, știi? Da, nu, asta ar fi, îți dai seama că până și domnul Iohannis a semnat decretul ăsta, chiar dacă îi convinge pe liberali să înghita o așa broască râioasă, să-și ia cuvintele înapoi și să zică, stai domnule, că nu e, a fost, ne-am pierdut cu firea. Cum faci să ajungi la domnul Iohannis, care va rămâne un pic siderat de ceea ce? Dar nu e exclus ca, nu știu, acum mă duce capul gândindu-mă, totuși să-i se ofere domnului Voiculescu o altă funcție, știi, ca lucrurile să se împace. Deci,
Nu știm în momentul ăsta cu ce se vor duce realmente oamenii aceștia pe masă în această discuție. Va fi o discuție destul de dură, cel puțin în prima ei parte, pentru că domnul Barna a luat niște chestiuni acolo în nume personal. Nu uitați că domnul Câțu a ajuns premier doar pentru că USR Plus și-a dorit acest lucru. Și asta a luat în nume personal. Noi te-am pus prim-ministru, nu poți să ne dai afară un om fără măcar să te consulți cu noi o scurtă vreme. Despre asta e vorba. Părea că are un plus de imagine în ochii USR Plus domnul Câțu în defavoarea lui Ludovic Orban, da. Pe care acum înțeleg că n-ar fi exclus să-și-l dorească înapoi pe post. Nu știu dacă și-l doresc neapărat înapoi, dar ca să-l îndepărteze pe domnul Câțu, cred că ar putea să zică orice. Ideea este că și ideologic vorbind așa, și doctrinar, domnul Câțu este mai aproape de ceea ce gândesc mulți membri ai USR. Și el chiar a avut o relație bună cu domnul Barna de-a lungul ultimelor luni. Și de aici pornește toată chestiunea. Deci, nu, ca să zicem așa o concluzie, nu cred că vor ieși cu un rezultat concret astăzi. Cred că va mai urma ceva după această întâlnire. Da, e important de știut ședința Coaliției de Guvernare astăzi la ora 17. Pe acest subiect, mă gândesc în principal, cred aceasta ar fi tema subiect, da. Principal. Cătălin Striblea, mulțumim tare mult, te așteptăm din nou mâine alături de noi la România în direct. Îi asculți pe cei mai mari. Hey, this is Justin Bieber. Hey, this is Dua Lipa. Hi, this is John Bon Jovi. Aici, la Europa FM.